Bună seara! Astăzi a avut loc la orele 17 întrunirea online a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. A fost prezentată analiza situației realizată de Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, bineînțeles luând în considerare toate aspectele semnalate de Institutul Național de Sănătate Publică. Și a fost evaluată situația epidemiologică. Motiv pentru care propunerea este de prelungire a stării de alertă pe încă 30 de zile, păstrând măsurile existente actualmente, deci la acest moment, adăugând o singură măsură, și anume organizarea și desfășurarea activității operatorilor de transport pe cablu care deservesc pârtile de schi, se realizează în condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Deci activitatea se desfășoară, dar cu o reglementare care va fi stabilită printr-un ordin comun al ministrilor menționat anterior, care va stabili cum se desfășoară activitatea de transport pe cablu. Dacă cabina are capacitatea de 20 de persoane, probabil că va fi stabilit că doar 10 persoane pot fi transportate cu cabina. Teleschiurile, telescaunele, astea toate vor funcționa mai departe în condiții de normalitate. Restul reglementărilor se vor aplica, bineînțeles, la toate entitățile care sunt aflate inclusiv în stațiuni, respectiv restaurante și alte zone unde pot avea loc activități comune a persoanelor care sunt aflate în zonele respective. În rest, toate măsurile care au fost până acum, bineînțeles cu excepția închiderii piețelor care a fost stabilită deschiderea acestora în hotărârea de guvern anterioară celei care urmează să fie emisă mâine, restul măsurilor rămân valabile, și anume măsurile care sunt până la incidență de 1,5, cele între 1,5 și 3 și cele peste 3. Ne vom axa mai departe pe luarea unor măsuri zonale sau locale, acolo unde se impune și unde DSP-urile, Direcțiile de Sănătate Publică, împreună cu Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, vin cu propuneri, aceste propuneri vor fi implementate inclusiv dacă este necesară carantinarea unei localități sau unei zone, la propunerea lor. Acum, ca să vorbim deschis despre ce urmează în perioada care intrăm în ea, și anume perioada sărbătorilor. Este foarte important fiecare dintre noi ca persoană ce va face, în familie ce va face. Gândiți-vă că încă situația nu este sub control și nu sunt într-o scădere sau o descreștere consistentă a numărului cazurilor. În București, numai în ultimele două zile, ați văzut, am avut incidență de aproape, adică număr de cazuri aproape de 2000 două zile și astăzi 1700 aproximativ numărul cazurilor din București. Asta înseamnă o presiune care va fi asupra sistemului sanitar în următoarea perioadă. Asta impune că fiecare dintre noi să respecte măsurile care au fost recomandate și care rămân valide, portul măștii peste tot, în spațiile publice deschise și închise, distanțarea, măsurile de igienă, măsurile la locul de muncă care au fost stabilite, inclusiv telemuncă, muncă la domiciliu sau combinate, bineînțeles, cu separarea în două grupe, cel puțin două grupuri a celor care merg la lucru, să nu meargă toți deodată. Asta toate sunt măsuri care rămân valide. De sărbători, vă rog, gândiți-vă la sănătatea dumneavoastră și la sănătatea familiei dumneavoastră și a celor în vârstă. Încercați cât de mult posibil în acest an să limitați numărul celor cu care vă întâlniți în timpul sărbătorilor. Asta ne va permite să trecem mai ușor peste ce poate să vină ulterior sau după sărbători și, bineînțeles, ne va permite, sper că anul viitor, ne va permite că sărbătorile să se desfășoare cât mai aproape de normalitate. Deci asta este situația la acest moment.
mâine, la ora 10 dimineață, are loc ședința de guvern, prin care se va aproba hotărârea de guvern care preia propunerile Comitetului Național pentru Situații de Urgență și care, bineînțeles, prin ea se prelungește starea de alertă încă 30 de zile, începând cu data de 14. Dacă sunt întrebări, vă rog. Bună seara, Alexandru Vlădescu, Antena 3. Aș vrea să ne spuneți, domnule Raed Arafat, în primul rând, când va fi publicat acest ordin de ministru? Deci, ordinul de ministru urmează să fie publicat imediat la emiterea hotărârii de guvern, având în vedere că în baza hotărârii de guvern, deci după ce se publică hotărârea de guvern, imediat sau concomitent cu ea poate să fie chiar emis ordinul ministrului. Vorbeați despre o analiză... Sau a ministrilor, mai bine zis, că sunt doi ministri care îl semnează. Vorbeați despre o analiză epidemiologică făcută și prezentată în această seară în ședința CNSU, așa cum arată datele din această analiză. Ca să înțelegem, vor avea voie românii, de pildă, să facă petreceri în stradă, în noaptea dintre ani sau de Crăciun, poate? Toate limitările care au fost până acum rămân mai departe. Adică totul în limită limitărilor care au fost. Dacă vorbim de petreceri de sute de oameni, de mii de oameni în stradă, nu. Deci asta clar că nu. Ok. Pârtiile, de exemplu, sunt deschise pentru toată lumea sau doar pentru localnici sau doar pentru sportivi? Nu, pârtiile sunt deschise, dar respectând toate regulile care se aplică în jurul lor. Adică, la restaurante se respectă regulile care sunt în hotărârile de guvern și au fost prestabilite prin hotărârile anterioare, la hoteluri la fel, distanțarea, deci astea toate trebuie să fie respectate. Bineînțeles, se adaugă la ele regulile care vor fi adoptate prin ordinul ministrilor, care stabilește regulile pentru transportul pe cablu, care este singurul loc care nu este reglementat la acest moment și unde există posibilitatea de transmitere pe timpul folosirii lui, dacă acesta este aglomerat. Dacă reușim să scădem capacitatea la 50% și să fie mai puțină lume și, bineînțeles, respectând portul măștii și distanțarea, atunci riscul scade. Deci, așa cum arată lucrurile acum, ca să fim siguri că am înțeles corect, ne putem face rezervări, de pildă, să mergem în vacanță la munte cu respectarea acelor norme de distanțare? Cu respectarea acestor reguli. Asta este decizia de acum, da. Cu colindatul se va putea merge, de pildă? Eu vă sfătuiesc și chiar personal vă sfătuiesc acest lucru, pentru că colindatul poate să fie câte trei persoane care merg de la casă la casă, dar sfatul este evitați acest lucru, chiar dacă e o tradiție și o înțeleg perfect și o înțelegem cu toți perfect, dar mersul din casă în casă, intratul în mai multe case deodată în aceeași zi și te duci și te întâlnești cu cineva, mai stai un pic, mai scoți mască în casă, mai ieși, mai te duci la altcineva, riscul de infecție crește foarte mult și pentru cei la care ai mers tu și pentru tine care ai intrat în mai multe case. Ultima mea întrebare, tăiatul porcilor este permis? Este o activitate creștin-ortodoxă? Mă rog, deci, oamenii merg... Nu întru peste asta, că nu scrie nicăieri că este interzisă această activitate. Larisa Bernaschi, observator, Antena 1. Aș vrea să vă întreb dacă se menține inclusiv restricțiile privind circulația pe timpul nopții. Da. Și asta înseamnă că la 12 noaptea, noaptea de Revelion, românii vor fi nevoiți să stea în case, fiecare la casa lui. Sau în apropiere de casa lui, adică afara de casa lui. Dar, adică, cum am zis, nu vor fi festivități, cum au fost în alți ani, în centru sau cu sute de oameni care să se întâlnească pentru acest moment. Și sper că populația să înțeleagă, chiar dacă sunt convins că o să fie comentarii în acest sens, să înțeleagă că acest lucru are importanță în prevenirea răspândirii acestui virus, în speranță că asta va fi singura dată care vom face nea așa ceva și că la anul totul să se întoarcă cât mai aproape de normalitate. Când, adică dacă ies românii în fața blocului sau pe strada pe care locuiesc și se întâlnesc cu vecinii, nu ar fi neapărat o problemă sau o încălcare, deci, a legii? Încă o dată, știți, putem să punem foarte multe ipoteze aici. Regulile sunt clare. Regulile sunt făcute ca să diminueze contactul. Cei care nu respectă și cei care vor ieși, cei care vor intra în contact cu mai multe persoane, cum am zis înainte, se pun pe ei în pericol și pe membrii familiilor lor în pericol. Așa că recomandarea este să se evite aceste acțiuni. Putem să ne bucurăm foarte bine și de anul nou, dar respectând unele reguli în cursul acestui an. Astfel încât, cum am zis, să ne fie mai ușor și să nu intrăm după asta la regrete când vedem că bunica sau bunicul s-a îmbolnăvit, a ajuns la terapie intensivă sau chiar l-am pierdut în urma acestor acțiuni.
Aș vrea să mă întreb de situația din București. Am văzut că rata de incidență crește, s-a discutat în spațiul public în ultimele zile și despre o eventuală carantinare a capitalei. Ar mai fi nevoie de măsuri în plus în capitală, având în vedere că rata de incidență nu scade de 6%, suntem în continuare în top 3? Din ce știu, și am avut o discuție cu domnul prefect al capitalei în acest sens, au început să intensifice controalele și asta este primul pas care se face, intensificarea controalelor pentru respectarea regulilor. Bineînțeles, aici Direcția de Sănătate Publică București face analiza asupra situației, discută cu prefectul și dacă vin cu propuneri pentru măsuri suplimentare, bineînțeles, asta pot fi discutate prima dată în Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și acolo unde aceste măsuri trebuie să fie aprobate la un nivel mai sus sau semnate la un nivel mai sus, acest lucru se va face. Dar analiza și evaluarea începe la nivelul Direcției de Sănătate Publică București și, bineînțeles, în comun după asta cu Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, care e condus de altfel de prefect și, bineînțeles, în prezența primarului municipiului. Și ultima întrebare din partea mea. În Ilfov, foarte mulți români se plâng de faptul că cei de la DSP nu mai răspund efectiv la telefon de câteva zile. Sunt persoane care sunt pozitive, nu se mai fac anchete epidemiologice. Vreau să vă întreb dacă știți de această situație și dacă... Nu am primit un semnal de la o persoană, atâta pot să spun. Bineînțeles, asta se va verifica. O să dăm la centrul nostru să discute cu colegii de la DSP, Info, să vedem care e treaba și să vedem și prefectul să discute cu ei, să vadă dacă acest lucru e așa, dacă a fost o sincopă sau dacă e o chestie care este cauzată de ceva care trebuie să fie rezolvat. Cum știți, a fost creat un centru de răspuns cu un număr mare de oameni. În mod normal, aceste probleme trebuie totuși să fie deja depășite. Dacă a apărut această problemă pe un moment sau este o problemă care necesită o soluție de o durată medie sau lungă, acest lucru urmează să fie analizat și, bineînțeles, să rezolvăm, pentru că trebuie să fie rezolvată această problemă. Tocmai îmi spune cineva că, într-adevăr, toți cei care locuiesc în afara Bucureștiului, în Ilfov, sună direct la DSP București și se folosesc de oamenii care lucrează în București, deci ar fi o problemă cumva reală în județul Ilfov. O să verific acest lucru, deci n-am această informație, dar o să verific împreună cu colegii de la Ministerul Sănătății. Vă rog. Bună seara, Adrian Bujoi, Realitatea Plus. Domnule Arafat, cât de mult este afectată activitatea CNSU în combaterea pandemiei, de faptul că avem un guvern interimar și făceați referire chiar dumneavoastră mai devreme la decizii punctuale la nivel local care urmează să fie luate? Dacă... Nu sunt afectate, pentru că noi lucrăm la nivel de decizie CNSU, la hotărâri de guvern, și la ordine care se dau în baza deciziilor comitetelor județene. Niciuna dintre ele nu este împiedicată de faptul că guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență. Deci noi la acest moment nu avem nevoie la acest moment de ordonanțe de urgență. Tot ce lucrăm acum, toate aceste măsuri, se reglementează în baza legii prin hotărâri de guvern, iar guvernul are voie să emite aceste hotărâri. Mulțumesc. Maria Moiș, Digi24. Domnule doctor, astăzi polițiștii de frontieră au confiscat peste 3.000 de pastile la granița cu Bulgaria, despre care consideră că ar putea să fie contrafăcute. Aveți informații de acest fel? Nu, precum... însă ce pot să atenționez este că oamenii să nu procure nimic ca medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute și de la circuite altele decât circuitele oficiale. Pentru că contrafacerea medicamentelor, adică să vânzi medicamente contrafăcute care pot arata exact ca medicamentele originale, e o problemă veche și există și Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra ei, iar oricând există problema cu aprovizionarea cu anumit tip de medicament, apar astfel de situații. Așa că atenționarea noastră către populație este să nu achiziționeze medicamente de niciun fel de pe internet, de pe site-uri, sau de la persoane necunoscute și să meargă doar pe linia oficială. O să reiterez și eu puțin întrebarea colegului meu. Dacă vom avea un guvern cu puteri depline până de Crăciun sau chiar înainte de Crăciun, este posibil să avem noi măsuri sau vom petrece aceste sărbători de iarnă cu măsurile care există deja în aceste hotărâri pe care le-ați luat? Noile măsuri nu sunt legate de guvernul interimar sau guvernul cu puteri depline. Clar, un guvern cu puteri depline are puterea în plus pentru ordonanțele de urgență. Dar la acest moment, legislația care există ne permite să luăm măsurile necesare în baza legislației prin hotărâri de guvern. Iar guvernul actual, așa în forma actuală,
poate să emită hotărâri de guvern. Sau sunt unele prin hotărâri de Comitet Național pentru Situații de Urgență. Și asta nu e legat de faptul că este guvern interimar sau nu. Deci aceste măsuri pot fi să fie luate. Mulțumesc. Mulțumesc mult.